cei care stau în spatele meu cumva să iasă în față. Autorul este rugat să-și ia locul bine meritat. Ca să poată fi glițat. Bun. Bună seara, suntem exact la o săptămână după o seară memorabilă, acum joia trecută, deci a fost aici la librărie, o seară de poezii cu Nichita Danilov venit special de la Iași, cu invitați foarte mulți. Fac legătură între aceste două seri pentru că mi se pare foarte firesc ca să trecem de la poezii care înseamnă în ultimă instanță să prinzi clipa, să fixezi ceva inedit, să ai un ochi foarte special care să prinde ceea ce unora sau majorității le scapă, și lansarea acestui album de Valerie Volunteer, care chiar dacă în interior este în alb-negru, este plin de culoare într-un alt sens, este plin de sensibilitate, este după aceeași tehnică a prinderii clipii. Doar că sunt aici clipe din cam din toate etapele ale vieții. O să vedeți clipe foarte tinere, foarte zâmbitoare acolo. O să vedeți clipe mai îmbărboșate, ca să nu arăt cu degetul, inclusiv la cei care își mângâie barba. Da. Mai cu barba, cu bărbuță. Înseamnă că urmează să creșteți, să ajungeți ca noi. Bun. Pentru mine este o bucurie aparte să lansăm acest album, pentru că de ani de zile, poate dacă nu cumva de decenii, ori de câte ori deschideam revista Noi, cred că primul lucru la care mă uitam era aceste ferestre cu imagini, cu personaje, cu fețe foarte tinere, și a le vedea după aceea adunate într-un album, a ține în mână o carte care are și un concept, care are și un cuvânt introductiv foarte doc semnat de Valerie Volunteer, înseamnă cumva a finaliza un proiect care bănuiesc că abia așteaptă să dea naștere altor proiecte, pentru că evident că nici o antologie de genul acesta, nici un album nu poate încăta tot ce a făcut meșterul respectiv. În seara asta o să avem avem parte de câteva intervenții care vin din zone foarte diferite, adică avem sigur că și un meșter fotograf, pentru că nu se poate fără asta, dar o să lăsăm pentru a pune toate punctele pe i, dacă o să vorbească cineva cu multe iuri. O să începem dinspre ceea ce ziceam mai înainte, adică dinspre lumea în imagini. Am fost la multe expoziții și ori de câte ori am întâlnit acuarele semnate de Ion Moraru, m-a bucurat foarte tare, pentru că sunt niște ferestre de o tandrețe, de o expresivitate, de o finețe a culorii absolut remarcabile. Nu cred că pot să fie confundate cu acuarele mănui de la noi și nu numai. De aceea, atunci când Valeria a propus numele domniei sale ca să vorbească la această lansare, m-am întrebat ce fel de discurs va ține cineva care operează cu multă, multă culoare, cu finețea, cu nuanțele, cu tot ce înseamnă degradeuri în culoare, cu tot ce înseamnă spectru. Are cuvânt pictorul. Mulțumesc. Dragi prieteni, la microfon, așa să ne auzim. Dragi prieteni, în primul rând eu vreau pe scurt, așa ca o introducere, să vă spun că au mare onoare ca să colaborez în calitate de ilustrator la revista Noi și să fiu invitat la această poziție de însuși redactorul șef Valerie Volunteer, pe care îl cunoșteam, dar mai puțin. Pe urmă am și devenit prieten. Și colaborând la această revistă, am făcut cunoștință și cu întreg colectivul, care mi-au devenit prieteni și mie. Până în ziua de azi mi-e dor de ei și tot le fac câte o vizită.
așa un colectiv poate să-l încheje, să-l adune și să-i împrietenească numai un lider sau, nu știu dacă e bine spus, omul de creație poate să fie lider sau nu, dar Valeriu Voluntier are acest talent, fiindcă are o educație absolut aparte. Eu cred că cu nuanță de aristocrat, cu răbdare, cu înțelegere și ce vreau eu să vă mai spun, că pe parcurs tot urmăream eu după acest prieten bun și mă miram de unde atâta modestie, fiindcă el este mare de tot. În primul rând, un jurnalist foarte talentat, un fotograf cu renume, care în spatele lui sunt mai multe 10 medalii de aur din toată lumea, câștigător la concursuri internaționale de artă fotografică. Și atât de modest, așa de simplu, e cu el de discutat, și așa un luptător pentru revista sa, fiindcă eu deja cunosc că ba, hârtie nu trebuia să-i ajungă, ba, nu avea de unde să plătească lepurile la colegii săi. Și până la urmă se rezolva totul. Dar așa, ca să mai povestesc despre mine și prietenul meu Valeriu, eu am avut fericită ocazie ca dumnealui să mă invite din când în când să-l însoțesc în călătoriile sale, pe la mănăstiri, pe la satele noastre care încă și-au mai păstrat tradițiile. Și eram mirat că stariții mănăstirilor, călugării, profesorii de prin școli, îl cunoșteau, îl iubeau și îl primeau ca pe un prieten vechi. Deci, iarăși, o calitate nemaipomenită. După aceste călătorii, noi ne întorceam la Chișinău plăcut obosiți, el cu foarte multe cadre, imagini și eu cu multe schițe, impresii. Am observat acolo că Valeriu are un contact deosebit cu copiii. Era destul, plimbându-ne pe ulițele satului, ca doi copii se apropie de noi, schimba două, trei vorbe cu ei și imediat apărea o ceată de copii care cu plăcere vroiau să-i pozeze domnului fotograf, dar și să se aboneze la revista noi. Eu ce vreau să vă spun despre tehnica alb-negru, probabil că colegii fotografii o să vorbească mai clar și mai bine, mai profund, dar eu ca grafician vreau să vă spun că foarte frumos a spus Valeriu în cuvântul său de introducere, nimic altceva. Ce frumos, și aici este un alb-negru și o claritate, nimic altceva. Că a spus că cele mai preferate culori ale lui sunt alb și negru. Alb și negru, ca să lucrezi în alb și negru, mai ales să fotografiezi, mie îmi pare că trebuie să ai un curaj aparte, fiindcă acum cu toată tehnologia asta și cu toate posibilitățile, cu toate efectele astea de culoare, culorile astea multe, multe a curcubeilor te vrăjesc, dar mai clar, mai sincer, precum spune și dumnealui în text, mesajul mai sincer ca alb-negru și mai clar nu poate să fie, fiindcă fotografia alb-negru, chiar și eu am observat, fiind copil și acum am poze, ele rezistă în timp. Rezistă în timp și sunt ca un fel de, parcă, un fel de punți între vremuri. Nu știu dacă astea color rezistă atâta. Deci, mie îmi pare că Valeriu este
un unicat să nu supere colegii lui, un artist fotograf unicat care o să rămână pentru neamul nostru, toată creația lui. Și ceea ce este în acest minunat album, eu am numărat așa aproximativ vreo 250 de lucrări, acolo sunt de poze. Cred că dacă este vreun procent din tot palmarezul, din toată zestrea lui de fotograf care o are. Dar totul este atât de bine ales și așa e o carte bine construită, unde se începe viața omului frumos, de la copilărie, adolescență, bătrâneță și până la umbra crucilor deasupra ierbii verzi în cimitire. Deci este un mare filozof, un foarte mare filozof. Și talentul de a surprinde așa o putere a caracterului omului, a psihologiei lăuntrice, probabil că numai fotografia în alb-negru îți dă posibilitatea asta și te vrăjește cu privirea, ca să te concentrezi, să te oprești și să asculți pe cel de acolo despre trăirile sale, despre viața lui lăuntrică și altfel ne îmbogățește spiritual. Eu mă mândresc că se spune că nu există nicio întâlnire întâmplătoare în viața omului. Eu foarte mult am deprins și multe am învățat de la Valeriu Volontier. Într-un fel, parcă i-am furat meseria numai prin creion și prin fete de acuarelă. Îi sunt recunoscător pentru această prietenie și îi doresc, în primul rând, acum multă sănătate, tot așa de curajos și bătăios fie ca să ne reziste în timp această revistă la care el este redactor din fragedă tinerețe. Are aproape 27 de ani ca redactor șef, ca să vă închipuiți. Să reziste această... Fiindcă dacă, precum spuneam, că dacă pozele astea alb-negru sunt ca niște punți dintre vremuri, atunci și revista noi, nu există o altă revistă la noi în Republică, care să fie așa o punte frumoasă din adolescență tinereță spre o viață matură a omului, care să fie pregătit, să fie citit, să fie cărturar, să fie filozof și să fie un foarte bun cetățean a Republicii, a neamului nostru. Felicitări din partea mea cu așa un album foarte important și pentru autor și pentru editura Cartier și pentru noi toți care suntem aici prieteni lui Valeriu și să-i dorim din tot sufletul multă sănătate. Să crească barba ca la Karl Marx și sănătos. Apare la Valunții! Și sănătos pe Ivan Zanichin. Sănătate. Mulțumesc asta foarte tare, Ion Moraru, pentru acest discurs foarte plin. Apropo, aș putea să vă prezint deja data viitoare ca un foarte rafinat psiholog. Ai prins câteva momente de personalitate a lui Valeriu, pe care știm cu toți, adică acest aproș foarte simplu cu oamenii, această modestie, dar care face oamenii să aibă imediat încredere în domnia sa. Pot să adaug într-o paranteză scurtuță de tot că și eu mă mândresc că am debutat la revista, bun, atunci nu se numea Noi, dar nu era vina lui Valeriu Volontier, exact în iunie 1973, deci acum se vor face 50 de ani de când eu public la această revistă. Aplauze fortunoase! Și ca să mai remarc un lucru pe care a spus-o pictorul Ion Moraru, foarte atent am ascultat discursul pentru că, repet, m-am prăjit prin această capacitate de sinteză și am observat că la un moment dat când vorbea de zicem, structura acestui album care începe cu copilărie, adolescența, fetele frumoase și așa mai departe, bătrânețea,
Și a spus, dacă e totuși pitu, la cheia culoarei, s-a spus că la umbra curciilor iarba verde. Unde a văzut verde acolo, nu știu, dar m-a impresionat foarte tare. Adică, ce înseamnă totuși meserie care își ține cuvântul chiar și atunci când ține discursul, dar nu ține penelul. Mulțumesc foarte tare și sper că asta e abia debutul la această... Deci, la această librărie, pentru că noi avem lansări întâi care e joi seara, așa că avem de muncit foarte mult. Și mai este un debut, din cât înțeleg, pentru că și doamna Daniela Codreanu va vorbi în premieră, dar asta nu înseamnă că n-a mai fost la noi. Vă rog. Bună seara! Bună seara tuturor! Emoționată să fiu aici, evident. La microfon, pentru că lumea... Aproape nu mușcă. Mulțumesc. Deci, arta fotografică, în această seară aici, sunt persoane avizate să vorbească. Pentru mine acest album rezonează cu revista Noi, revistă pentru copii și adolescenți. Apariția editorială Cartier m-a emoționat din mai multe motive. În primul rând pentru faptul că vrafurile de fotografii adunate de-a timpul vremii în redacție se voiau ordonate sub aripa unor coperți zburătoare în timp, lucru pentru care vă suntem profund recunoscători. Multe dintre aceste fotografii au fost create în deplasările pe care le-am avut împreună cu colegile mele pe teritoriul țării, devenind în timp amintiri prețioase pentru noi. Grație lor, o pleiadă întreagă de cititori, o pleiadă întreagă de profesori, au îndrăgit arta fotografică, cultivându-și gustul estetic. Pentru mine, fotografiile domnului voluntir te aduc acasă de oriunde n-ai fi. Te covoară cu picioarele pe pământ, te fac să cauți cerul, să stai la sfat cu anii și să-ți numeri dorurile. Poate e prea mult spus, dar cumva, grație lor, am avut ocazia de foarte multe ori să revenim la rădăcinile noastre. Lucru pentru care eu îi sunt profund recunoscătoare. Da. Și cum în fotografie nu există scurtături, ne dăm seama un pic mai târziu că alb-negru e viața omului, cu bune și rele, cu rele și bune. Iar toate la oaltă sau nimic altceva, după cum urmează copilăria, adolescența, tinerețea, bătrânețea. Personal vreau să-i mulțumesc domnului voluntir pentru această gură de aer, care a fost atât de necesară în această perioadă, probabil pentru toată lumea, pentru posibilitatea de a crește într-un colectiv, într-o echipă de excepție, unde cum se cădenia, unde bunul simț și recunoștință au stat în capul locului. Vă mulțumesc tare mult! Felicitări, domnule! Mulțumesc! Apropo de că deja doi ani vorbesc de alb-negru și alb-negru și tot țin să deschid și încă o paranteză apropo de istoria acestei istoria fotografiei în alb-negru sau în color. Spune pastor, Michel Pastoreau în volumul Negru, istoria unei culori, că deja în perioada interbelică, în anii 10-20, mai țin exact, deja se putea face și film color și fotografii color, dar asta ar fi schimbat foarte tare, deci percepția așa mai departe și s-a amânat sau popularizarea acelei invenții. După mine, deci e o bună cumva amânare pentru că ce a rezistat în timp și aici iarăși revin la ce spunea Morar, ce a rezistat în timp, ce a rezistat zicem, în albumele de bunicilor, străbunicilor încoace, au fost fotografiile amnelului care au fixat acel timp și nu știu ce soartă ar fi avut sau cum ar fi arătat strămoșii noștri în niște fotografii culori cu tehnicile care erau abia deci, pe punctul de a fi puse la punct. Mergem mai departe.
Leo Bordăianu, unde este? Am zis, stai puțin, că tu ai venit cu întârziere, așa că poți să mai aștepți până ajunge la microfon. Leo Bordăianu a ratat intrarea în această seară de lansare, unde spuneam tocmai de proximitatea dintre arta fotografică și poezie, pentru că și una și alta prinde clipa. După aceea mi-am dat seama că, de fapt, Leo Bordăianu deja a prins clipa, pentru că acest album se deschide cu un poem dedicat lui Valerie D. Vom încerca să aflăm cine e acest Valerie D. Cu care deschide Leo Bordăianu albumul. Dincolo de asta, trebuie să spun neapărat că atunci când publicase, când debutase Leo Bordăianu cu acel gen de poezie care era cumva atipic în generația noastră, versuri foarte scurte, foarte concise, aproape telegrafice, dar în care, ca într-un insectar fixat de fiecare imagini foarte puternice, nu știu dacă atunci m-am gândit la imagini fotografice, dar mult sigur că se pliază foarte bine textul lui Leo Bordăianu cu albumul Valerii Volontier. Leo, ai cuvântul. Cum a zis Emil, am punctat ceva și n-aș vrea să scăp cu niciun cuvânt. Valerie Volontier este un poet. Poezia transpare din fotografiile lui, tot așa cum transpare, să zicem, din proza lui Ion Druță. Valerie Volontier este un filozof. Fotografiile lui amintesc de tăcerea și înțelepciunea marelui actor Mihai Volontier, de poemele lui Lucian Blaga, de trecere, de marea trecere. Nu în zadar, compartimentele albumului sunt axate pe copilărie, maturitate și vârsta înaintată. Ele ca și cum se revarsă unul în altul, ca în final să ajungă la compartimentul dedicat apropierii de Dumnezeu, aflării sufletului, încercării de a vedea sufletul, care este deasupra tuturor vârstelor și este veșnic. Prin fotografiile sale, Valerie Volontier parcă ar vrea să ne spună că viața e frumoasă, că are un rost suprem și că abundă de profunzimi nebănuite. Anume acestea își constituie esența artei sale fotografice. Mai bine zis, căutarea, surprinderea lor, descoperirea lor pentru sine și pentru cei din jur. Fotografiile lui Valerie Volontier sunt asemeni unor poeme. Poeme ale compasiunii, ale înțelegerii, ale bucuriei umbrite de suferință, ale dragostei pentru cei din fața obiectivului. Și dacă a venit vorba de poezie, vă mărturisesc, deja Emil a spus despre poezie și am să-i dau citirii. Nemiloasă clipa separă straturi de timp și nu admite devieri de la segmentul rezervat mie. Oprește-te clipă, corona de aur ți-a căzut, dar nu te grăbi să pleci, clipă fermecată. Rămâi așa dezorientată, parcă întâmplător pomenită în preajmă. Clipă cu pălărioară, cu părul răvășit sau tunsă cheluc, cea mai frumoasă clipă. Clipă cu coroniță de păpădii, clipă romaniță, clipă floare albastră. Nu te grăbi să pleci, chiar dacă ți-au crescut aripi de pasăre măiastră. Clipă sonoră, clipă țipăt, clipă care mă asurzești cu tăcerea ta. Clipă palidă, dureroasă, crispată, cu coroană de spini, clipă răstignită, clipă sentință la moarte. Oprește-te, risipește încă o dată întunericul. Clipă senină, aureolată de bucurie, zâmbitoare și fericită, nu pleca. Acoperă cu slăbiciunea și cu strălucirea ta, plânsul. Apariția prezentului album a fost așteptată cu nerăbdare de prețuitorii artei fotografice a lui Valerie Volontier. Cu atât mai mult cu cât, de la apariția cărții Fereastra cu gutui s-a scurs nepermis de multă vreme. Am încercat și eu să consemnez acest eveniment într-un articol intitulat Fotografii în rame de aur. De ce în rame de aur? Fiindcă majoritatea lucrărilor din album au fost premiate la diverse concursuri internaționale, în special cu medalii de aur.
Dacă autorul și editorul și-ar fi propus să indice aceste performanțe, atunci puține fotografii ar fi rămas nemenționate. Voi reproduce cu această ocazie un fragment ce ține de structura volumului. Albumul se constituie, s-a mai spus aici care sunt compartimentele. Primul compartiment, având subtitlul Vladian, Inima tuturor vârstelor, se datorează în bună parte activității autorului la revista Noi. Într-adevăr, în multe dintre imagini apar autori sau cititori ai revistei, este cu neputință să treci fără de freamă sufletesc pe lângă imaginile care surprind copilăria cu ferescul și ingenuitatea ei, cu farmecul sterilor care nu se vor mai repeta niciodată și cu durerea desprinderii ireversibile de ele. Enigma tinereței este subtitlul celui de-al doilea compartiment. Acesta reflectă vârsta marilor îndoieli și descoperiri, căutării sinelui, autoafirmării și autorealizării. Nu e ușor să fii tu însuți în vâltoarea vieții zbuciumate de azi. Ne ascundem după ziduri reale sau imaginare, ne punem măști una peste alta. Valerie Voluntir este cel care risipește ziduri și măști, care reușește să ajungă la esențe, să scoată în evidență lumi interioare, drame, vise. Neprefăcutul titlul Și tu poți fi bătrân, de asemenea unei chei care vine să dea tonul înțelegerii compartimentului al treilea. Astfel bătrânețea apare aureolată de frumusețe și înțelepciune, dincolo de neputință și durere, dincolo de tristețea atingerii de aripa marii treceri. Datorită maestriei autorului, imaginile învie derulează timpul înapoi, prezentându-ne întregul traiect existențial al personajelor. Valerie Voluntir probabil este unul dintre puținii fotojurnaliști, dacă nu chiar unicul, care a poposit cu aparatul de fotografiat în toate mănăstirile din Moldova. Și aici a rămas devotat crezului său artistic, care presupune firescul, autenticitatea, revelația latentă. Fotografiile sale, îndeoseb cele din al patrulea compartiment cu subtitlul Gustați și vedeți că bun este Domnul, nu sară în ochi. Cu ele trebuie să discuți, în fața lor trebuie să meditezi, împreună cu ele trebuie să te rogi, lor trebuie să te destăinui și atunci ți se vor destăinui și ele ție. Felicitări autorului! Felicitări editorului! Mulțumesc, Leo Bordeanu. Eu știam că Leo este un poet foarte subtil și foarte bun, dar deoarece chestia asta este istică, am văzut-o de fapt în mai multe rânduri, când atunci, de exemplu, când glosase pe marginea unui poem din Ghita Stănescu din 11 elegii și a făcut o întreagă filozofie foarte subtilă. Au vorbit picturii, au vorbit profesori, au vorbit poeții. Cine a rămas să vorbească? Meșterul fotograf. Și da. Hai, Pădărnichi, este rugat să spună și el. Știu că fotografează color, dar se treacă această frontieră. Și nu numai. Și nu numai. Atât de frumos și bine s-a vorbit despre Valeriu și foarte bine. De ce o să încep de altă parte? Vreau să spun că uitați-vă că în 1839, Academia franceză a dăruit întregii luni miraculoasa invenție de fotografie. În mileagurile noastre, în 1854, a apărut primul atelier fotografic la noi în Chișinău, de un oarecare Eduard Glevski, străin, numește ori Slovacia sau Polonia, și îndată după 1854 au apărut numeroase ateliere fotografice în Chișinău, care practic undeva 75% erau oameni, pictori înregistrați prin Odessa, care au venit cu un capital oarecare, fiindcă ne dăm bine seama că pentru a face un atelier era nevoie de, mă rog, spațiu, de utilaj fotografic, care la cele timp era nespus de scump. Dar iată că în 1928
Școala de Arte Frumoase din Chișinău a organizat expoziția internațională de fotografie artistică, la care au participat 63 de fotografi din 13 țări europene. În 1969, pe tot spațiul acesta, care se numea, în urmă ce se numea Baia Moldavia. Eu atunci eram în anul 4 la Școala Planificată din Stăucin și am privit această expoziție. Chiar vreau să spun că am și un prospect unde sunt autorii, deci autorii erau 29 de fotograf și cu părere de rău vreau să spun că nici un fotograf de origine, hai să zic, moldovean român. Deci asta. Și atunci multe lucruri, deci am observat, fiindcă mai ales în presa noastră, vedeam, deci, persoane îmbrăcate în costume naționale, la cules șireș, la cules căpșuni, pe mai parte. Deci era o inițiativă, o fotografie oribilă, într-un fel, fiindcă țin minte că era un oricare fotograf, Naum Spivac, la ziarul ăsta, Sovietskaya Moldavia, care umblat ne spare cu două săptămâni la Filarmonica Națională, se duc la Siceriș, cum se face prin brigăza aceea de agitație, se duc orchestra simfonică de la Filarmonica. Deci era inițiativa lui. Și noroc că atunci, deci, dirijorul principal pronunțat la seama și a vrut corect, dacă mergi, sunteți nebuni, dar era vorba despre o gospodărie, Gurtogoi, da, era vorba despre o gospodărie de-astea de raionul Triuleni. Dar, cum să vă spun, așa a fost timpul, fiindcă, deci, în 1977, când revista Moldova la care lucram a dispărut ca, deci în locul ei a apărut literatura șantă și învățământul public, atunci am fost nevoit să mă aranjez la fotograf la cotidianul Moldova Socialistă. Că legendarul fotograf Simeon Galperin, legendar, deși zic legendar, fiindcă el din 1924 a fost fotograf la Plugarul Roșu, încă la Tiraspol, Republica Autonomă moldovenească de atunci. Și atunci el cântă la plecare, mi se pare că stică păr, că noi lucram împreună, și moșul fotograf mi-aduce cântar, mi-aduce o cravatsură, niște ochelari de ăștia, așa, cum eram obișnuiți, combainerii și tractoriștii. Și promutate de la Drașner. Și, nu, și că Drașner pe urmă, și cu Drașner este povestea și ea. Și mai departe și un mecanism ăsta, mecanic de bărbărie. Și a zis, Mihai, deci, tu ai să ai nevoie la campaniile agricole când îți trebuiască ca ăștia, mă rog, mecanizatorii, eroi ăștia să apară frumos în fața camerei de advidiet. Da? Și, mă rog, le-am luat, dar nu le-am folosit. Poate ochelarii, când vedem că era unul cu ochi bătut sau ceva, și poate ochelarii. Și, sau prea era ochii plini de greața aceea de arătură și mai departe. Și, iată, lucrând la Moldova Socialistă, al doilea fotograf, era Efimisaiș Drașner. Și el, fiind în delegație la Căușeni, a rămas pentru un congres, un știu ce trebuie să fotografieze un tractorist. Și când acolo, cu cravata sură, când era lui, că, și cravata sură, deci zic, băi, un bun, eu niciodată în viață n-am purtat, așa o mie și n-am purtat o cravată mea. Nu, așa este, și primul secretarul spus, ce vrei, da? Ei, și ăsta cu deasila a agățat cravata și la gât, și când nodul a apărut sub gât, deci l-am început sânătul și nu știu ce, mai departe, sânătul, o lăsat și tractor, și brazdă, și tot și-o fugit și nu l-a mai fotografiat Drașner. De ce spun lucrurile astea că mă întorc de acum spre ierul zilei de noastre, minunatul Valeriu Volontir, cu care am avut cunoștință
depărtați azi la etajul 5 al casei presei, unde eu lucram la săptămânalul Cultura lui Victor Peleucă. El venise de pe proiectele de studenții, deci redactor literar la Scânteile Niniste. Și așa, mă rog, deoarece pe ambii ne pasiona fotografia din discuții, din... Adică așa cum mai... La noi în țară nu este, nu este nicăierea ca să învățăm noi fotografia asta. Și uite că mi se pare că era așa o revistă care se edita în Cehoslovacia, în limba rusă, era Fotoreview. Și unde foarte des, deci, erau articole despre fotografii de Lituania. Și atunci noi prima am spus, măi, hai, haideam acolo să vedem, că noi, cu adevărat, eu sunt autodidact în fotografie, Valeriu, tot așa, și nu am avut școala aceea necesară decât cei 7 ani de acasă. Și am mers la, zic, hai să vedem, să facem cunoștință cu acei, și am mers o săptămână, am fost în Lituania, în Vilnius, Kaunas, cu adevărat, ne-am prins foarte bine, mulți fotografi, mulți artiști fotografi, și am văzut că fiecare își avea nișa lui în direcția asta, deci Maseagu, ca acela, deci fotografia numai piețele este agricole și mai departe, Șonta, deci fotografia numai pietre, vă chipiți și poezie din pietre, de Havicius, numai, deci, el era, deci, ca, cum spun, era pictor, dar a început să facă nuduri prin dunele, frumoase, deci, nu mai zic, de foarte mult, știam cu bătării, multe. Mai atunci am avut, se pare că în 80 n-am dormit cu dânsul și am venit cu un bagaj foarte mare, am venit de acolo, am venit însuflețit, fiindcă în Lituania, pe cele timpuri, era unica uniune de creație fotografică cu mari artiști care, că noi, dacă ăștia toți, ales, eu mi-am ales ca, deci, fotografia mi-a devenit profesie, dar mi-a devenit și hobby, ca asta mare noroc, și la Valeriu aceea, ziaristica și hobby, a devenit fotografia. Și uite, eu cred că această călătorie a noastră, care a fost în, atunci în Lituania, l-a determinat Valerie ca să-și aleagă acest drum, fiindcă privind această carte, aceste imagini, eu am văzut așa, am văzut tangențial, deci cam cum fotografia sud, cam, dar și-a găsit linia lui. Și vreau să vă spun un lucru că tare mult m-a impresionat, m-a spus structura cărții. Pentru că structura cărții, în consecință, sunt acele trei traguri din viața fiecărui om. Și vreau să spun o chestie, că nu știu ce pare mie, că m-am privit de ochiul ăla, cartea nu se spune, dar dispare că Valeriu nici n-a evadat. El nici n-a evadat din copilărie, din adolescență, din tinerețe, mi se pare că el e acolo. Deci e acolo cu toate, fiindcă în cartea asta eu văd colegii mei, eu văd colegii de la școală, care mai țin minte când eram așa mai departe. Deci el a... Și încă un lucru care m-a impresionat foarte mult, el fiind dintr-o familie de învățători, eu nu știu ce l-am văzut pe Valeriu, l-am văzut aici și zici cum ar fi cartea asta, ar fi o clasă foarte mare, imensă de elevi, care el a condus-o din clasa întâia până la adânci bătrânețe. Uitați-vă ce important aici sunt ochii. Dacă nu asta ați văzut că undeva vreo 75% de fotografii sunt ochii. Acest dialog al lui Valeriu cu eroii lui, dar ce nuanțe interesante de privire, nuanțe interesante de caracter. Și eu bănuiesc că parcă ar fost un învățător, care ăștia sunt toți elevii lui și uite, el i-a dus din casa întâia până la 12 bătrâneți cu caracterele lor, cu viziunile lor. Și chiar vă spun o chestie, e un poem foarte interesant și un poem unic, fiindcă nu mai avut un timp de nu, Valeriu, puteți să-l fac, fiindcă asta e viața lui. În fotografiile acestea, eu văd și pe dânsul, în fotografiile acestea, el.
Cât privește, cât privește Rafael Negru, vreau să spun cu adevărat, cu adevărat ăsta sunt culorile clasice, alb și negru sunt clasice. Vreau să știți câte nuanțe de culoare e de la alb până la negru. Și eu zic culoare, nuanțele este de gri, sur. Eu sunt medelii de tonalități. Și mai este o chestie, că tonalități, fiindcă lucrul în alb-negru concentrează, îți spune, fiindcă tu nu ai, cum spun, e mult mai greu să faci o compoziție, mult mai greu să găsești expresii în alb-negru, fiindcă dacă culoarea acolo, mă rog, mai susține acolo ceva și mai departe, aici nu, aici e alb și negru și trebuie să te concentrezi în atâta ca să dai această imagine, ca să fie privită. Și în al doilea rând pare foarte bine că, uite, el și astăzi imprime aceste fotografii pe hârtie, imprime la acea lumină roșie și eu cred că asta e un fenomen. Și nu vreau să vă țin mult, că pur și simplu mă bucur și vreau să-l felicit din suflet cu o reușită foarte mare. Eu mulțumesc foarte tare. Nu pot să mă decupez câteva lucruri care mi se par memorabile. Adică primul lucru pe care l-a spus că a zis, care școală din afară de cei 7 ani de acasă? Eu cred că asta e de fapt școala esențială și fără... Dar m-am gândit în mai multe rânduri când răsfoiam doar în faza, deci pregătirea acestui album, cât bună creștere este în viziunea asta asupra lumii, în felul în care, într-adevăr, însoțești copiii ăștia din toate vârstele. Pentru că aici sunt 7 ani de acasă. Al doilea lucru care m-a impresionat, Dumnezeule, cum ții minte toate numele astea de toni fotografi? Înseamnă că chiar v-au marcat și gândindu-mă, apropo, la formula aceasta de negru, m-am gândit la eleganța smoking-ului, dacă vreți, care e negru-alb și care, de fapt, este de cumva, este eleganța la modul absolut. Dincolo de toate acestea, ideea care mi s-a părut cea mai caldă este a acestei clase care, de fapt, cuprinde toate vârstele. Până la urmă, toți rămân copii cuiva și a fi diriginte a unei clase în care ai și copii de 7 ani și copii care sunt vorba lui Ion Moraru sub crucile la iarbă verde, este o chestie foarte emoționantă. Cuvântare, Valeriu, voluntir. Nu vreau să vorbesc. Asta după aceea o să fie la postscriptum. Deocamdată are cuvântul autorul. Nu te sustrage. Bună seara, sau ziua încă. În primul rând, mulțumesc mult editurii, colectivului editurii, care au editat acest album, prezența dumneavoastră, aprecierilor care pe locuri au fost exagerate, recunosc. Fotografia m-a îndrăgit-o de la vârstă de 3-4 ani, să nu vă mire lucrul ăsta. Deci părinții mei erau pasionați de fotografie, eu urmăream cu mare atenție cum montează filmul în aparat, cum fotografiază, dar miracolul principal a fost următorul. La lumina roșie, când lua o hârtie albă de sub obiectivul măritorului și o scufunda un revelator și treptat, în 10-20 secunde apărea chipul meu, conturat bine, a fratelui, a bunicilor și mai departe. În clasa a 7-a mi-au dăruit primul aparat fotografiat Zorchies, care păstrează până în prezentare ani și ani. Am început a fotografia mult. Chiar din clasa aceasta. Am început a trimite și pe la redacție. Și într-o bună zi se întâmplă minunea. O revistă pentru copii, Republicană, îmi publică un text despre timoroviști, cum îi spuneam noi pe atunci, din școala noastră, din clasa noastră, și o fotografie cu un coleg de meu de clasă, despic lemne la o bătrânică în curte. A doua minune se întâmplă peste 3-4 zile. Au început a sosit pe adresa mea nenumărat scrisoare de la semenii mei. Îmi scriau cum învață, ce obiecte le plac mai mult, ce profesori au, ce au făcut ieri,
și le place să facă ce pasiuni. Unul a desenat și a luat un premiu pentru desen în școală. A fost o scrisoare în felul ăsta. Scrie o fată din sudul Moldovei, tot la fel din clasa a șaptea. Ea primește doar note bune. Ea doar note bune și foarte bune. Îi place pictura și încă ceva ocupații și la urmă îmi propune sprietenescul dânsa. Ce că a propus prietenie un coleg de clasă, dar ei nu-i place, că puțin dolofan, ia în ochi. Profesorii măresc notele, fiindcă tatăl lui era primar în sat sau președintele Sovietului Sătescu, cum se numea pe timp. Și chiar la alergări îl întreg și fetele. Și eu am scris imediat înapoi că sunt de acord să prietenesc. E cu zi, două, 10 zile, eu nu primesc nicio scrisoare. Dar vineau zilnic foarte multe scrisoare. Tot satul nu primea atâtea scrisoare, că primeam eu. Nu vine nicio scrisoare, nu vine răspuns nici la fata aceasta. Pe urmă am aflat. Eu mă țineam mai mult de răspuns la scrisoare. Și încep să scăpata la anumite pute. Și părinții îmi luau scrisoarele și le doseau. Eu am memorizat bine numele fetei, prenumele ei, satul și raionul, pe toate și numele. Înainte pandemia, în 19, de ajunge la noi, am bine zis, am fost într-o delegație în această localitate. După ce am fost în gimnaziu, după ce am terminat munca pe care trebuia să o desfășurăm acolo, m-am apropiat de directoare și am întrebat. Nu cunoașteți așa un nume de la dumneavoastră, iată câți ani trebuie să aibă aproximativ și mai departe. O cunosc, e profesor de geografie. Zici, chiar e în cabinetul de alături. O chem, iată la ore. Vă dați seama, ies o doamnă cu riduri pe față, deja în etate, dar frumoasă. Eu îi spun cine sunt. Ea a rămas mirat, foarte mirat. Am întrebat-o, ține minte? Ține minte? De ce nu i-am răspuns la următoarele scrisoare? Motivul era care era. Mi-a spus care doi copii, amândoi sunt în Franța, cu nepoți, are nepoți. Mi-a spus, dar soțul cine? Soțul e fost oficial primar. Vietăm foarte mult. Nici nu am rugat-o să iasă pentru 5 minute afară, să-i fac o poză. Eu sunt sigur că a fost o fotografie interesantă și cred că Gheorghe Rezanu mi-a găsit o pagină. Mi-a amintesc bine de cuvintele Sfântului Apostol Andrei, parmi, care spunea, dacă dragoste în mine, cuvinte te-a luat în târziu de Maria întreaga. Încă o dată, vă mulțumesc mult pentru susținere, pentru prezență, apreciere și sărbători fericite. Acum, cel puțin, l-am mers un pic așa, doar Academie Liberă, apropo de Academie Liberă, asta însemnând că autorul ia loc aici și semnează autograf, iar cei care au ceva de spus, au decât să o facă, pentru că nimeni nu se lasă dus cu una cu două. Mulțumesc foarte tare pentru această seară, care a făcut o foarte frumoasă legătură cu seara de acum o săptămână, cu seara de poezii Nicola Danilo. Este o seară de poezii Valeriei Voluntir. Mulțumesc, Valeriei.